Astăzi noi trebuie să hotărâm acea ce va avea o importanță hotărătoare, extraordinară, asupra vieții viitoare a poporului nostru. Nimeni în afară de noi n-are dreptul să vorbească și să hotărască ceva în numele poporului Basarabiei. Poporul românesc n-a venit din Basarabia, din afară. El aici s-a născut. Aici a fost acel cazan unde a fert și s-au topit toate acele elemente din care s-a născut poporul român. Noi n-avem unde ne duce. Și noi nimeni nu ne poate alunga din casa noastră. Un veac fără sfârșit. Noi, plecați, tăcuți, conștienți de slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, un veac întreg, limba noastră a fost interzisă. Un veac întreg, cartea în limba natală a fost persecutată. Nu uitați, domnilor, că nu numai chestiunea dreptății naționale, ci și chestiunea dreptății sociale, cere să avem tăria și hotărârea de a lua asupra noastră răspunderea. Astăzi, voi puteți da poporului pământul cerut în condițiunile acceptabile pentru el. Și nimeni nu poate garanta că mâine voi veți putea avea această posibilitate. Conștiința proprie a domniilor voastre să vă lumineze.